Bine ați revenit! După cum ați observat, în această serie vreau să vă provoc la discuții despre aspectele neobișnuite, necunoscute sau controversate ale lumii în care trăim. Iar ideea de Dumnezeu a devenit în lumea modernă una dintre cele mai controversate idei. În episoadele Știință și Credință și Logică și Credință am încercat să demonstrez că nu pot exista contradicții între știință și credință și am vorbit despre absurditățile la care duc încercările de a găsi totuși astfel de contradicții. Pe scurt, ceea ce am încercat să demonstrez este ideea că nu putem nici confirma, nici infirma existența lui Dumnezeu prin știință și că nici nu-i nevoie a crede înseamnă altceva decât a ști. Și pentru că în episodul Logică și Credință am spus că voi vorbi și despre argumentele logice care au fost aduse de-a lungul timpului pentru existența lui Dumnezeu, azi voi încerca să demonstrez, folosindu-mă de trei astfel de argumente, că nici cu ajutorul logicii nu putem confirma sau infirma existența lui Dumnezeu. Adică tot așa cum nu putem folosi credința în logică, nu putem folosi nici logica în credință. Cu toate astea, de-a lungul timpului, mari gânditori au încercat să aducă argumente logice pentru existența lui Dumnezeu. Numai că, după cum veți vedea, logica pe care au folosit-o a fost de fiecare dată pusă la îndoială de filozofi care au fost preocupați de problema religiei. De altfel, unii filozofi au încercat să aducă argumente logice împotriva existenței lui Dumnezeu. Dar și acestea au fost demontate de, ați ghicit, alți filozofi. Voi începe cu argumentul cel mai legat de știință, argumentul cosmologic, un argument foarte vechi, cunoscut încă din antichitate. De pildă, Platon și Aristotel au propus variante interesante ale acestuia. Argumentul este strâns legat de noțiunea de cauzalitate, de observația că toate fenomenele au o cauză. Toate fenomenele reprezintă efecte ale unor fenomene anterioare lor, pe care le numim cauze. Acesta este principiul cauzalității. Și pentru că fizica ne arată că aceleași cauze produc întotdeauna aceleași efecte, ajungem la principiul determinismului, pe care se bazează întreaga știință. Dacă s-a spart o farfurie și întrebăm de ce, un răspuns posibil este acela că a căzut. Dar imediat se poate pune întrebarea de ce a căzut. Acum răspunsul poate fi, de pildă, deoarece micuțul Petrică a tras fața de masă. Urmează întrebarea de ce a tras fața de masă și așa mai departe. Și asta ne arată că orice cauză a unor efecte este un efect al altor cauze și așa mai departe, așa că pare logic să presupui că trebuie să existe o cauză primară, o cauză de la care a început totul. Iar argumentul cosmologic spune că această cauză primară, care a dus la apariția a tot ceea ce există și care se găsește la începutul oricărui lanț cauzal, este o ființă veșnică, o ființă care nu se supune principiului cauzalității, deoarece este în afara acestui univers, în afara spațiului și timpului. Această ființă, spune argumentul cosmologic, este Dumnezeu și el nu are nevoie de o cauză ca să existe, deoarece existența lui este veșnică. Dar cred că ați observat că pentru a rezolva problema cauzei inițiale, argumentul cosmologic presupune existența unei ființe care nu are nevoie de o cauză ca să existe. Adică, plecând de la ideea că totul are o cauză, am ajuns la afirmația nu totul are o cauză. Vi se mai pare perfect din punct de vedere logic argumentul cosmologic? Sigur, se poate argumenta că tot ceea ce se întâmplă în universul nostru are o cauză, nu și ceea ce nu face parte din el.
Dar rămâne o altă problemă. Faptul că tot ceea ce se întâmplă în univers are o cauză, nu înseamnă că și universul are nevoie de o cauză ca să existe. Pentru că logica ne învață că un sistem nu trebuie să aibă neapărat proprietățile elementelor lui. Și încă ceva, problema apare deoarece presupunem că totul are un început, deci și universul. Și ne întrebăm care a fost cauza acestui început. Dar dacă universul n-are început, dacă există dintotdeauna? Acum unii vor spune că așa ceva este imposibil, totul are un început și un sfârșit. Dar asta este aceeași greșeală despre care tocmai am vorbit. Se atribuie întregului proprietățile elementelor lui, ceea ce este o greșeală de logică. Mai vreau să precizez că există și aspecte mult mai subtile decât cele prezentate aici legate de argumentul cosmologic. Dar, pe de o parte, nu sunt competent să vorbesc despre astfel de aspecte, iar pe de altă parte, acest material este unul de popularizare a științei și a logicii elementare, așa că nu-și propune o analiză a aspectelor complexe legate de argumentele prezentate. Alt argument pentru existența lui Dumnezeu, de data asta fără legătură directă cu știința, este argumentul ontologic. El se numește așa, deoarece este legat de noțiunile de existență și ființă, noțiuni care fac obiectul disciplinei filozofice numită ontologie. Acest argument a fost propus în prima lui formulare de Anselm din Canterbury, sfânt al Bisericii Anglicane și Catolice. Și argumentul lui Anselm, într-o variantă mai accesibilă, se bazează pe următorul raționament. Dumnezeu este ființa supremă pe care ne-o putem imagina. Dar o ființă pe care ne-o putem imagina ar putea exista și în realitate. Ea ar fi superioară ființei care este doar imaginară. Rezultă că Dumnezeu trebuie să existe și în realitate, altfel n-ar fi ființa supremă. Dacă argumentul vi se pare neclar, avem la dispoziție interpretarea lui Descartes, care spune pe scurt că nu ne-am putea imagina o ființă supremă, perfectă, infinită, dacă aceasta n-ar exista. Atenție, asta nu înseamnă că tot ceea ce ne putem imagina trebuie să existe. Dar în cazul lui Dumnezeu, acest lucru este adevărat, spune Descartes, deoarece ideile perfecțiunii și infinitului sunt anterioare tuturor celorlalte idei. Ele nu pleacă de la alte idei. Am putea spune că ele sunt asemenea categoriilor transcendentale ale lui Kant, despre care am vorbit în câteva videoclipuri. De-a lungul timpului, mulți filozofi au găsit alte și alte formulări pentru argumentul ontologic, dar tot de-a lungul timpului, mulți filozofi, printre care chiar Kant, au combătut argumentul. Contraargumentul lui Kant este unul de natură semantică, legat de sensul afirmației Dumnezeu există. El spune că a exista nu este un predicat. În limba română devine clar ceea ce vrea să spună dacă ne gândim la cuvântul este. În timp ce afirmația mărul este roșu are sens, afirmația mărul este nu înseamnă nimic. Vreau să mai amintesc, deoarece mi se pare interesant prin conotațiile lui aparent absurde, un raționament propus de Richard Dawkins, ateu convins, pentru a demonstra tot pe baze ontologice, că Dumnezeu nu există. El spune pe scurt cam așa. Dacă Dumnezeu există și a creat Universul, ne putem imagina o ființă care ar putea crea Universul fără ca ea să existe. O astfel de realizare ar fi superioară celei care aparține unui Dumnezeu care există. Deci ființa supremă este cea care nu există și totuși poate crea Universul. Deci, Dumnezeu nu există. Cred că Dawkins a reușit să demonstreze că degeaba apelăm la logică dacă nu putem defini noțiunile pe care le folosim.
Folosind noțiuni neclare, putem demonstra orice. Al treilea argument pe care vreau să vi-l prezint este așa numitul argument moral. Acesta pleacă de la ideea că există anumite valori morale care sunt aceleași în toate culturile, oricât de îndepărtate ar fi acestea în spațiu sau timp. Oamenii au un simț al binelui și răului și înțeleg că aceste noțiuni nu sunt arbitrare, nu sunt interschimbabile. Cu alte cuvinte, toate culturile și societățile consideră cam aceleași însușiri morale bune și cam aceleași rele. De pildă, curajul și sinceritatea sunt în toate societățile și culturile considerate virtuți. Acest lucru îi face pe unii să tragă concluzia, aparent logică, că trebuie să existe un cod moral universal care vine de undeva din afara societății umane. Și atunci, de unde ar putea el să vină? Din natură nu, în natură nu există așa ceva, de la Dumnezeu. Deci, Dumnezeu există. Numai că cei care cred în argumentul moral uită că omul s-a format și s-a dezvoltat într-o societate, că omul este o ființă socială prin definiție. Până acolo merge dependența omului de societate și de semenii lui, încât oamenii nici nu devin oameni decât în prezența altor oameni. Iar această devenire socială a omului, care a durat milioane de ani, a impus ca bune acele însușiri care sunt folositoare grupului, societății, și ca rele acele însușiri care sunt dăunătoare societății. Apartenența la societate ne-a creat un instinct al bunului și răului bazat pe ceea ce este folositor sau dăunător pentru societate, pentru grup. Un individ poate progresa material și dacă este egoist, și dacă este mincinos, și dacă apelează la furt, la escrocherie, la trădare și altele asemenea. Dar o societate poate progresa doar dacă promovează și se bazează pe sinceritate, altruism, empatie, loialitate, curaj și altele. De aceea, aceste însușiri fac parte din cele considerate bune în marea majoritate a culturilor și societăților pe care le cunoaștem. Legat de argumentul moral, mai vreau să spun că mi-a plăcut foarte mult răspunsul cuiva la întrebarea: dacă nu ți-e frică de Dumnezeu, ce te împiedică să omori și să furi? Nu mă împiedică nimic, a răspuns el. Pot să omor și să fur cât vreau. Numai că nu vreau. Și nu vreau pentru că înțeleg că ar fi un lucru rău pentru ceilalți. Și dacă e rău pentru ceilalți, mai devreme sau mai târziu, va fi rău și pentru mine. Aceasta este explicația existenței valorilor morale universale. Înțelegerea, conștientă sau măcar instinctivă, a faptului că pentru om, binele individual este condiționat de binele social. Sper că v-am convins că așa cum nu putem dovedi existența sau inexistența lui Dumnezeu prin știință, nu o putem face nici prin logică. Explicația este aceea că noțiunea de Dumnezeu se referă la o ființă care nu face parte din lumea noastră, ceea ce înseamnă că Dumnezeu nu poate fi nici înțeles prin metode științifice și nici demonstrat prin metode logice, deoarece știința și logica sunt adaptate universului în care trăim. Fac parte, de fapt, din acest univers. În final, n-aș vrea să creadă cineva că prin aceste materiale în care vorbesc despre Dumnezeu, eu vreau să conving lumea că nu există Dumnezeu, pentru că în niciun caz nu asta vreau să fac. Vreau doar să arăt că e absurd să încercăm să dovedim existența lui Dumnezeu atât prin știință cât și prin logică, deoarece, așa cum am spus și cu alte ocazii, dovada existenței lui Dumnezeu ar fi sfârșitul credinței. Ar fi absurd să spunem
cred că există Dumnezeu dacă am ști că există Dumnezeu. Așa cum e absurd să spui cred că exist. Credința n-are nevoie de dovezi, tocmai de aceea se numește credință. Dar, dacă nu v-am convins eu, poate vă poate convinge Biblia, deoarece această idee există chiar în Biblie, așa că voi încheia cu un citat. După ce Toma atinge coasta lui Hristos înviat din morți, acesta îi spune: Toma, pentru că m-ai văzut, ai crezut, dar ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Dacă aveți nevoie de dovezi ca să credeți, atunci lumea nu este cum credeți.